în România sunt raportate 4.989 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 1.003 cazuri sunt reconfirmate în urmare testărilor. Astfel că în Arad sunt 20 de cazuri reconfirmate, în Cara Severin sunt 29 de cazuri, în Dolj sunt 46, Gorjul are 44 de cazuri reconfirmate, județul Hunedoara are 54, județul Mehedinț 6, iar județul Timiș are 62 de cazuri reconfirmate prin retestare. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.203.750 de teste PCR și 370.579 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.469 de teste PCR, 15.338 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.131 la cerere și 11.150 de teste rapide antigenice. România a ajuns la 835.552 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 767.219 persoane au fost declarate vindecate. Datele Institutului Național de Sănătate Publică ne arată și numărul cazurilor de îmbolnăvire raportate de fiecare județ. Aflăm astfel că județul Arad are 17.990 de cazuri cu 74 de cazuri noi față de ieri, Cara Severinul are 8.582 de cazuri cu 36 de cazuri noi față de ieri, județul Dolj are 20.490 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 cu 121 de cazuri noi față de ieri, în timp ce județul Gorj are 7.424 de persoane diagnosticate cu 85 de cazuri noi, județul Hunedoara a ajuns la 16.612 cazuri cu 182 de cazuri noi, județul Mehedinți înregistrează 6.298 de persoane diagnosticate cu 41 de cazuri noi față de ieri, iar județul Timiș înregistrează 307 cazuri noi, atingând pragul de 41.898 de persoane diagnosticate. România are 21.056 de decese în rândul persoanelor cu COVID-19, 93 înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Cara Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți și Timiș. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.157, dintre acestea 1.126 sunt internate la ATI. 48.241 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, în timp ce alte 14.178 se află în izolare instituționalizată, iar 53.407 persoane se află în carantină la domiciliu și 114 în carantină instituționalizată. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat 5.205 sancțiuni contravenționale în valoare de 957.170 de lei. Spitalele din județul Timiș sunt depășite de numărul cazurilor de bolnavi COVID-19 care necesită terapie intensivă. De la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara au început deja să fie transferați pacienți spre clinici din țară, pentru că nu numai la terapie intensivă, dar și locurile cu oxigen deja sunt epuizate în tot județul Timiș. Unii medici consideră că atât deschiderea școlilor, cât și apariția tulpinii britanice au dus la o creștere a numărului de cazuri de infectări cu coronavirus în Timiș în ultimele săptămâni. Mii de tone de gunoi menajer și deșeuri din construcție acoperă periferiile Craiovei. Situația ia amploare pe zi ce trece, iar autoritățile nu pot face față. Comisarii Gărzii de Mediu Dolj au găsit munți de gunoaie, cartoane și plastice depozitate ilegal. Aceștia spun că problema nu se rezolvă dacă se face curat, iar cetățenii vin și aruncă gunoiul din nou. Recent, primarul Craiovei spunea că se strâng în medie 20 de tone de deșeuri pe lună de pe terenurile din zona periferiei. Primăria Craiova intenționează să achiziționeze peste 3.800 de camere video. Unele dintre ele vor fi folosite pentru monitorizarea zonelor periferice. Cursurile remediale ale elevilor de gimnaziu din Timișoara și din cele 4 comune intrate în carantină se suspendă timp de 14 zile. Șeful Inspectoratului Școlar Timiș, Marin Popescu, spune că activitățile destinate elevilor care nu au situația la învățătură încheiată pe primul semestru vor fi reluate din 22 martie. În afară de zona carantinată, activitatea remedială se desfășoară conform programării. În Timiș există 26 de centre remediale, dintre care 17 în mediul rural. Licitațiile de masă lemnoasă organizate de Direcția Silvică a județului Cara Severin au fost sancționate contravențional de Garda Forestieră din Timișoara. În urma controalelor s-au constatat numeroase încălcări ale prevederilor legale. Comisarul șef al Gărzii Forestiere Timișoara, Marienea, a declarat că pentru faptele constatate au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. Sancțiunile fiind aplicate atât reprezentantului legal al Direcției Silvice Cara Severin, cât și tuturor membrilor comisiilor de preselecție și licitație. Având în vedere multitudinea regulilor constatate, reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara vor continua verificările.
Deși harta centrelor este marcată preponderent cu roșu, fapt ce semnifică că nu sunt locuri disponibile în centre, Timișul avea cele mai multe locuri disponibile pentru vaccinare din țară, peste 20.000 luni, 8 martie. Iașul are peste 10.000 și Suceava are aproape 7.000, fiind situate ca număr de locuri disponibile după Timiș. În județ nu sunt în prezent locuri în centrul de la Dumbrăvița, Ghiroda, la Spitalul CFR și la Iulius Town, dar se găsesc disponibile la Jimbolia, Lugoj, Moșnița Nouă, Giroc și Șag. La Timișoara, în centrul de la Ișo, sunt 6.000 de locuri disponibile și tot atâtea în centrul de pe intrarea Doinei. Harta în timp real poate fi consultată pe site-ul vaccinare-covid.gov.ro la secțiunea Platforma Programare. Reamintim că suntem încă în etapa a doua a campaniei de vaccinare, adică se pot imuniza persoanele de peste 65 de ani, bolnavi cu afecțiuni cronice sau cei din domenii esențiale. Etapa a treia de vaccinare ar trebui să înceapă în aprilie, iar programări se vor putea face din 15 martie. Până la această dată, în Timiș s-au vaccinat aproape 70.000 de oameni, peste 25.000 complet cu ambele doze de vaccin. Ștrandul Neptun din Arad intră într-un amplu proces de reabilitare. Primarul Călin Bibarț a anunțat că tot ceea ce este construit ilegal sau lăsat în paragină din primăvara aceasta se va demola pentru ca zona să intre în atenția investitorilor. Călin Bibarț a precizat că în zona ștrandurilor s-au tot făcut investiții în ultimii ani, așa că nu mai e nevoie decât de mici reparații. O noutate ar fi construirea unui centru spa în funcție de ce oportunități de finanțare există. Pe site-ul primăriei Timișoara se găsesc peste 40 de întrebări cu răspunsuri puse pe categorii ca decizia de carantinare, declarații, deplasare, activitate fizică, social, sănătate, pentru a informa cetățenii ce au voie și ce nu să facă în perioada carantinei. Dăm câteva exemple. La întrebarea "Nu am imprimantă, pot să scriu declarația de mână?" vine și răspunsul "Da, este în regulă și o declarație de mână, cu condiția să cuprindă datele de identificare precum nume, prenume, data nașterii și adresă, motivul deplasării, data și semnătura." Tot aici aflăm și situațiile pentru ieșirea din carantină. Atât condițiile de intrare, cât și de ieșire din zona carantinată sunt prevăzute în ordinul de carantinare a Timișoarei și a celor 4 comune din zona periurbană. Este admis transportul de marfă, desfășurarea activităților agricole, comercializarea produselor agroalimentare, activitățile profesionale, activitățile economice pentru anumite categorii și îngrijirea unei rude. De asemenea, este permisă mișcarea în apropierea locuinței, dar doar singuri sau cu membrii familiei, nu și cu prieteni. Pentru aceasta se poate bifa opțiunea deplasările scurte în apropierea locuinței sau gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor. Tot pe site-ul primăriei sunt trecute și condițiile în care pot participa credincioșii la biserică. Se permite oficierea slujbelor religioase cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor cu respectarea distanței prin alocarea de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană. Regimul de funcționare al cununiilor civile, mormântărilor, programul magazinelor, farmaciilor, teraselor, piețelor și a serviciilor auto, plata impozitelor, precum și activitatea școlară și nu numai, pot fi consultate pe site-ul primăriei covid19.primaria.tm.ro la secțiunea întrebări. Pacienții care au fost supuși unui transplant de organe, cei care sunt pe listele de așteptare pentru un transplant, dar și persoanele care locuiesc la aceeași adresă cu ei, au prioritate la vaccinarea împotriva COVID-19. Pentru imunizarea acestei categorii de bolnavi cronici, se va utiliza produsul a cărui schemă de vaccinare se realizează în cel mai scurt interval de timp între prima și a doua doză. Vaccinarea poate fi efectuată după un consult medical făcut înainte de transplant, în cazul pacienților aflați pe lista de așteptare sau la 6 luni după transplant. Societatea de Științe Matematice din România a anunțat modificări în regulamentul Olimpiadei Naționale Gazeta Matematică. Potrivit documentului, etapa a doua a Olimpiadei se va desfășura online la data de 20 martie 2021 pe platforma națională olimpiada.viitorolimpici.ro cu supraveghere video obligatorie. Aceasta se va organiza la nivelul fiecărui județ prin împărțirea în grupuri de câte 20-30 de elevi. Sesiunile vor fi organizate și de către profesorii elevilor calificați. Neparticiparea la aceste întâlniri sau nedeschiderea camerei și a microfonului va duce la descalificarea elevului, se mai precizează în regulament. În timpul probei, elevii nu vor folosi telefoane sau căști. În cazul în care supravegherea nu este făcută centralizat, ci de profesorii elevilor participanți, aceștia vor trebui să pună la dispoziția comisiei județene linkul pentru a putea verifica supravegherea. Organizatorii avertizează că tentativele de fraudă vor fi sancționate dur. În condițiile în care frauda este dovedită sau dacă rezultatul obținut în urma interviului este mult sub cel de la testul online al etapei a doua, elevii vor fi descalificați și nu vor mai avea drept de participare la Olimpiada Gazetei în următorii ani.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță un amplu control în toate instituțiile în perioada următoare după ce s-au constatat o serie de nereguli. Printre acestea se numără stabilirea condițiilor de ocupare pentru funcțiile publice vacante scoase la concurs fără a avea la bază o fișă de post corespunzătoare, nerespectarea drepturilor funcționarilor publici în cazul eliberării ca urmare a reducerii postului și întocmirea incorrectă a fișelor de post corespunzătoare funcțiilor publice rezultate în urmare organizării. De asemenea, o altă problemă frecventă este neîndeplinirea condițiilor de ocupare stabilite a funcțiilor publice sau transformarea ocupării funcției cu caracter temporar într-o modalitate de ocupare pe termen lung și fără întrerupere. Restricția de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca a fost eliminată. Măsura vine ca urmare a apariției noilor date științifice, a deciziilor altor state europene, precum și a recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. În România, vaccinarea împotriva COVID-19 cu acest tip de vaccin a fost recomandată până acum pentru grupa de vârstă 18-55 de ani. Vaccinul determină sistemul imunitar al organismului să producă anticorpi și globule albe care acționează împotriva virusului. Pentru imunizare se administrează două doze de vaccin după un interval cuprins între 4 și 12 săptămâni de la prima doză. Comitetul de coordonare a vaccinării a anunțat că pe platforma electronică se pot realiza programări pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca ca urmare a eliminării restricției de vârstă. Vaccinul AstraZeneca este al treilea împotriva COVID-19 disponibil pentru derularea campaniilor de vaccinare în statele membre ale Uniunii Europene, dar și în România. Liceenii din ultimul an de studiu și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care până la sfârșitul anului vor împlini cel mult 28 de ani, se pot înscrie la selecție în vederea susținerii examenului de admitere pentru unul dintre cele 591 de locuri pentru subofițerii la 20 de specializări în cele 4 școli ale Ministerului Apărării Naționale. Termenul limită pentru înscrierea candidaților este 29 aprilie 2021. Locurile scoase la concurs sunt Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I din Pitești, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia din localitatea Boboc, județul Buzău, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu și Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică din Chitila, județul Ilfov.